Tudorea este cercetat penal după ce au urecheat doi copii care l-ar fi deranjat bătându-i la ușă. Știi modelul ăla, să sunăm și să fugim? Da, 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 se practica pe scară largă în copilărie. Da. Ulterior, asta e, i-a urecheat, i-a, nu știu, i-a agresat, e caz penal, adică nu... Nu glumim cu așa ceva, dar situația în sine are un chichirez, pentru că ulterior polițiștii au aflat că individul nici măcar nu-i urechease pe copiii corecți. Adică a greșit copii. Citez din comunicatul poliției. Bărbatul s-a prezentat la sediul poliției, unde a declarat, trebuie să recunoaștem că el s-a autodenunțat, practic. Deci a simțit că a făcut ceva rău și s-a dus și s-a autodenunțat, ceea ce e bine, adică... Foarte, e rău că a făcut ce a făcut, e bine că s-a autodenunțat și acum să suporte rigorile legii, evident, nu agresăm pe nimeni, nici copii, nici adulți. Bărbatul s-a prezentat la sediul poliției, unde a declarat că a auzit bătăi în ușa apartamentului. Iar ulterior a văzut doi copii fugind. Persoana în cauză a decis să alerge după minori pentru a-i prinde și a-i trage la răspundere. Deci formulările poliției sunt fabuloase. De ce a alergat după ei? Pentru a-i trage la răspundere. Da, înțelegi, tovarăș. Bărbatul a surprins doi minori într-o parcare, unde l-ar fi lovit pe unul dintre ei cu palma peste față, iar pe celălalt l-ar fi tras de ureche, a informat miercuri inspectoratul de poliție județeană. Eu nu credeam că se mai practică trasul de ureche. Da, și de perciul nu l-a tras. Da. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că cei doi minori agresați nu sunt, de fapt, cei doi copii care l-ar fi deranjat pe bărbatul de 36 de ani cu bătăi în ușa apartamentului, ci alți doi copii aflați în zonă. Și, mă rog, urmează cercetare. Certe că sunt numai câte doi, câte doi. Da. Deci, imaginați-vă, că, practic, că ăla era dovada că sunt doi. Dacă sunt doi, înseamnă că umblă în grupul respectiv. Grupul respectiv e periculos. Zici Corect. Că e miliția după vremea lui Ceaușescu, pe cuvântul meu. Deci, imaginați-vă scena. Ăsta nervos deschide ușa, îi vede pe doi fugind. Ce se gândește? El în papuciu ăia la fugă. Și aleargă, aleargă, vede doi într-o parcare. Aha! Și se duce și ea la urechea cira. Săracii ea, îți imaginezi ea din parcare, care s-au trezit cu unul în papuci halat peste ei, luându-l de urechi pe unul și zdrang palme peste fața celuilalt. Deci înspăimântător, cum e posibil așa ceva? Mă gândesc la ăia, la primii doi, care probabil că stăteau puțin mai încolo și se uitau și își dădeau coate, fii atent, ce au pățit Gigel și Vasilică, da, prietenii, da, da, noștri. Da, da. Da, în copilărie intri în astfel de belele. Viața se învață uneori și pe astfel de căi. Eu am copilărit într-un cartier liniștit al Bucureștiului, pe o străduță pietruită pe care treceau atât de puține mașini, gen una, două pe zi, și erau atât de puține mașini oricum, cred că erau 3-4 mașini pe toată strada, uh-huh, aia, încât printre pietrele de granit cu care era pavată strada, creștea iarbă. Creșteau smocuri mari de iarbă. Și noi eram o gașcă de 8 copii, ca toți copiii făceam numai drăcii, ne urcam în cireși, furam cireși și așa mai departe. Și ne-a venit într-o frumoasă zi de vară, mai spre înserat, ideea foarte proastă de altfel, de a lua la țintă căsuța unei doamne în vârstă, doamna Nanu, săraca de ea, cu smocuri de iarbă smulse din caldarâm. Pentru că, de ce nu? Adică dacă iarba era acolo, de ce să nu o luăm și să aruncăm în casa bătrânei biata de ea? Și toți am făcut asta, mai puțin prietenul nostru Auraș, aveam cam 80 ani cu toții, fiecare de fapt, Auraș, care el a spus că principial este incorrect ce vrem noi să facem, și că nu este în regulă și că atare el nu participă la această acțiune de vandalizare fără niciun fel de motiv, pur și simplu. Așa că noi am luat la țintă casa respectivă cu smocuri de iarbă și Auraș a stat pe margine cu brațele încrucișate uitându-se la noi. A ieșit doamna Nanu din casă, vânturând bastonul, de zici că era Mihai Viteazu cu barda, frate, alergând spre noi. Surprinzător de rapidă, țin minte și astăzi, ne-am răspândit ca potărnichile, am fugit în toate părțile, mai puțin Auraș. Auraș care, el, știind că n-a făcut nimic, știind că adevărul este de partea lui, a rămas pe poziție pentru că nu avea de ce să fugă. Drept pentru care săracul Auraș a luat o chelfăneală pe care a ținut-o minte. Pe modelul ăsta, da. Dovadă că nu întotdeauna adevărul este o pafăză corect.